Salutare, canguri, și bine v-am găsit la o nouă reacție pe acest canal. Am pus și șarpele pe noi, am primit foarte, foarte multe mesaje acum pe Instagram. Imogene, faci o reacție la Bicuțan, că zic, de ce nu? N-am ascultat melodie până acum, o să-i dăm drumul. Intrăm pe, ne punem căștile pe cap, ne pregătim, bam, bam. Intrăm pe cinea de autobuz. O să vă mulțumesc colegilor care sunt prezenți pe acest canal. Să dați like și subscribe la acest canal, dacă vă place. Se poate, colegul. Am pe strada Cotârcenilor, colegul, dacă se poate, să facem o reacție. Da, colegul. Intrăm pe scena de reacție și îi dăm drumul. E totul pregătit, desktop audio, microfonul acolo, bam, să nu mai fac cum am făcut data trecută. Am mai făcut o reacție data trecută, tot așa la Abi, și am uitat să dau drumul la microfon și a trebuit să tai să fac, și acum facem în premieră, direct, fără edit, fără nimic, dăm direct drumul. Hai să intrăm aici pe scenă. Uitați, n-am mai văzut piesa până acum. Abi și Țancă Uraganul, bineînțeles și reclamă online, offline, că, na, Iisus Hristos, așa. Bam, bam, dăm like, așa să face. Melodia văd că are doar 2 minute și 4 secunde, da? 2 minute și 4 secunde, începem direct cu: bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. De ce începem cu o cruce? O reînviere, o ceva, ce vrea să spun aici Abi? Ia să vedem. Abi, talent, ia. Hai să dăm și noi pe 4K, că acum aveți și noi net mai bun. Am dat încă 20 de lei la Digi și aveți și noi net de 100 de megabytes. Ia! Ia! Cred că mă sub drumul ăsta. Șarpili, începem bine! Abi în coșug. Am zis eu, cu ce diavol, ceva. Ăsta e nebun rău de tobă, ăsta. Data trecută a dat diz la toată România, s-a certat cu toată România, acum... S-a omorât singur, mă, cabaci. Bine, îmi place rău de tot ce e pe fundal aici în stânga. Să mai întâmplă, să mai vezi și așa ceva. Ia, ia, ia. Stați-mă puțin. A dat-o prima dată așa, a început cu disuri, a început cu alea. Melodia trecută, un rem mai clasic. Acum are reggaeton. Văd că ăsta vrea să o dea pe toate stilurile. Băi, ia să vedem. Mama și tata. Ta 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 ta. Ce am de fac așa, frate? Îl vedem și pe Țancă acolo pe fundal. Frumos edit așa cu foc. Ce vrea să semnificem asta cu diavol, cu cruci, cu nebunii? Unde ne ducem, Abi? Unde ne ducem? Ne ducem de dracului, de tot, de nebunim de tot. Trebuie să ne face rugăciunea de fiecare dată când ne culcăm, de fiecare dată când ne trezim la Doamne, Doamne, să ne aduc, să ne dea Doamne, Doamne, să fie de bine. Și a venit Abi cu dragi, cu cruci, cu de Berzebu, cu Hazamut, cu toate astea. Ce dracu facem aici? Ia-o-te-lea! Ia-o-te-lea! Ia-o-te-lea, mă, Țancă, ia-o-te-lea! Ton, 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 ton. Băi, fraților, dacă, deci, bă, opresc așa puțin melodia, per total, până acum este bine, dar eu nu știu cum, nu știu de ce, o dau dintr-una în altele mereu. Eu dacă aș veni cu, femeia asta e frumoasă rău de tot, frumoasă rău, rău de tot, uitați-vă cum arată, bine rău de tot, direct, ce magazie de zeamă, de varză, de... Oh, ce ștulete. Ai înțeles bine rău. Dar eu dacă mă duc așa, cum mă omoară tata cu mama cu bătaia, dacă vine așa cu femeia de asta acasă așa. Dacă mă aruncă după geam, ești nebun la cap. Dar e frumoasă rău de tot. Bine rău. Are buze roz, bonbon, bon. Îi place lui Isviton. Ton. Se mișcă pe reggaeton. Auzi-lea. Auzi-lea. Are buze roz, bonbon, bon. Bum. Îi place lui Isviton. How? Bă, cred că sunt mai multe, gen, cred că refrenul e toată melodia aici. Îmi place, dar parcă prea mult refren. Toată melodia e cu ton, 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 ton. Ce mâncăm? Salată de ton, 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 ton. Dar ce mâncăm? Ton, 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 ton. E bine, da, se poate. Îmi place. Nu poți să faci o cafetele asta, e un talent rău de tot. Nu,
pot. Mă, și-a făcut tatuajul ăsta pe gât sau e de la... Iar și-a făcut, mă, tatuajul ăsta? Omul, pe iangă-ni acum, a mâncat, ți-aș curat. Și-a făcut tatuaj pe gât, mă, na? Mamă, ce doare în zona asta când îți faci, îți bagă bere, gata, așa, în gât, nu mai poți să vezi, îți face tatuaj, fraților, doare rău de tot pe gât aici, nu, nu-mi place rău. Ton, 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 ton. Bă, nebune, ți-am căsta. Cum a zis? Lasă-mi pun și o minte la contribuție, Ștefan Ghe. Vreau și eu de acum acolo să-mi pun și o minte la contribuție. Da, mă, e tare, e reghetonul, ăsta e reghetonul. Bi, bi, reghetonul. Asta este gen. Ritm, reggaeton. Ritm, ritm, ritm. Două minute și ceva, apare Abi în coșciug, după aia se Abi dă-n flăcări, ce să înțelegem de melodia asta, că o place pe una, îi bate inima tare, a omorât aia la cum arată, a intrat în coșciug, s-a ridicat Abi și pe acolo e și țancă uraganul, o fată pe fundal care arată extraordinar și... Țancă care... Beton, beton, are buze roz, bombon. Deci Abi care e dracu și Țancă că îi zice de aia că arată, Abi care cântă despre dracu cu flăcări pe spate, care cântă de fapt de tot despre aia, care Țancă cântă și el tot despre aia. Tată, ce sunteți în poștiu și tăce? Dar e bine. Da, ce să zic? Două minute și ceva... Au zis, bai, să facem ceva, să rupem cu urpem de obicei, dăm drumul să fie bine, să le placă la oameni, am dat și like acolo, hai să dăm și un comentarii, like, ce să zic, bă, sincer, sunt transparent, mi-a plăcut mai mult piesa trecută, aia mai, pe rap-ul ăla clasic, eu sunt cu rap, îmi place mult rap-ul, ascult și manele, acum hai să o lăsăm moartă și să spun, domne, eu nu ascult manele niciodată, mie nu-mi place manele pentru că te definește ca o persoană proastă, nu, nu te definește muzica ca pe nimic, muzica este muzică, o ascult să te simți bine la petreceri, spuneți-mi acum, cum poți să te duci la o petrecere, o onomastică, nu contează, un majorat, nu, absolut nu contează, ci să nu poți să asculti manele, adică pe ce să dansezi? Părina Login, tate, la te, tate, 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 trebuie să asculti o varietate de muzică. Bă, per total, melodia e ok, dar v-am zis, mi-a plăcut mai mult cealaltă. Dar îmi place la Abi că încearcă toate stilurile. A început de la trap, a continuat cu un rap clasic, clasic, Loto Classic. A nebunit Imogen în clasic, are clasic în gură, Imogen mai poate să zică clasic. Oh, mă nebune, le vă la frasă, și a continuat acum cu stilul ăsta reggaeton. Îmi place, like și sper să vedem mult mai multe melodii și mult mai multe genuri din partea lui, că asta este. Trebuie să vedem o varietate pe YouTube, o să vedem din ce în ce mai multe chestii. Ăsta a fost Imogen, am să fac ceva mai scurt, ceva mai direct. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like și subscribe și ne vedem ori pe live, ori cu următorul clip. Vă pupă nebunul vostru. Șarpelii în barcă, mai pirat.